Cinstiți părinți, iubiți credincioși, fiecare întâlnire lasă un ecou în viața noastră. Fiecare întâlnire ne formează sau ne deformează. Și dacă atunci când noi, întâlnindu-ne între noi oamenii, ne bucurăm de cele mai multe ori, și mai ales cu cât cel cu care ne întâlnim are o cinste mai mare, o valoare mai mare, simțim că ne îmbogățim prin acea întâlnire, prin acel dialog, cu cât mai mult se întâmplă aceasta când omul se întâlnește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu caută permanent să se întâlnească cu omul, să iasă în întâmpinarea omului. Dar și omul este chemat să iasă în întâmpinarea lui Dumnezeu. Și iată praznicul de astăzi, un praznic dintre cele 12 praznice mari împărătești ale Bisericii, cu foarte mare încărcătură duhovnicească, cu mari înțelesuri tainice, pe care trebuie să recunoaștem cu greu le putem pătrunde. Și chiar dacă citim comentariile Sfinților Părinți la acest praznic, la această întâlnire, iată, dintre dreptul Simeon, dintre prorocița Ana și Mântuitorul Hristos, dintre preotul Zaharia și Mântuitorul Hristos la Templul Domnului, la 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, totuși rămânem cu foarte puține înțelesuri, pătrundem foarte greu. Însă, ne vom strădui de fiecare dată să pătrundem tot mai mult aceste taine. Acesta este și sensul prezenței noastre în biserică, a întâlnirii, duminică de duminică, praznic după praznic, cu Dumnezeu în biserica sa, pentru a putea să-L cunoaște mai mult, pentru a putea să ne îmbogățim de această întâlnire. Praznicul acesta al întâmpinării Domnului, am putea spune că este încheierea a ceea ce am numit sărbătoarea sau sărbătorile legate de nașterea Domnului, de arătarea Domnului, pentru că am avut nașterea, apoi arătarea Domnului la botez, chiar dacă evenimentul istoric s-a petrecut 30 de ani mai târziu. Apoi tăierea, sau mai întâi de fapt, a fost tăierea împrejur la 8 zile, pe 1 ianuarie, și iată acum pe 2 februarie, la 40 de zile, întâmpinarea Domnului, adică prezentarea Domnului la templu după legea iudaică. Și aici ar trebui să facem o amintire, o rememorare a rânduielii care se trebuia respectată de fiecare familie iudaică în vremea aceea și încă și astăzi. Pentru că atunci când Moise a ieșit cu poporul iudeu din Egipt, în noaptea aceea le-a dat Dumnezeu porunca să jertfească mielul pascal, să ungă ușorii ușilor cu sângele mielului, ca îngerul morții să nu treacă pe la iudei, să mănânce în grabă mielul, să iasă din Egipt repede, până nu se schimbă hotărârea lui Faraon, și până să ajungă la Marea Roșie, pe care urma să treacă, le-a dat o nouă poruncă să aducă pentru fiecare întâi născut din familia iudeilor, din familiile lor, o jertfă. Pentru că Îngerul Morții a trecut pe la fiecare întâi născut din familiile egiptenilor, inclusiv în familia lui Faraon, și a omorât pe acel întâi născut. Iar cei întâi născuți dintre iudei au fost cruțați, pentru că erau poporul ales. Dar pentru această cruțare, că Dumnezeu nu i-a omorât, trebuie să aducă o jertfă, o răscumpărare. Iar această răscumpărare, spune mai târziu, în altă parte, în cartea Levitic, constă fie într-un miel de un an, neprihănit,
fie într-o pereche de turturele sau doi pui de corumbel. Fiecare după posibilitatea lui. Familiile mai bogate aduceau un miel neprihănit, curat. Ceilalți mai săraci, turturele sau porumbei. Și acest lucru trebuia făcut la 40 de zile de la nașterea întâiului născut, primului născut, de parte bărbătească din fiecare familie. Bineînțeles, Fecioara Maria trebuia să respecte și ea această rânduială. Și aici ne punem întrebarea, pentru că și noi, vedeți, în biserică am păstrat această rânduială, ca la 40 de zile femeia să vină, mama să vină cu pruncul la biserică, fie că este botezat, fie că nu este botezat, și să se citească acele rugăciuni, spunem noi, de curățire, la 40 de zile. Și ne întrebăm, oare un act atât de aducător de bucurie, cum este nașterea unui prunc, un act atât de binecuvântat de Dumnezeu, cum este nașterea prin care trece o mamă, nu? Că este binecuvântat de Dumnezeu. Oare acest lucru este necurat? Oare nașterea unui prunc este un lucru necurat? Oare mama când dă o nouă viață, bineînțeles, prin puterea lui Dumnezeu, oare ea devine necurată? Este o dilemă sau o problemă pe care ar trebui să o înțelegem, pentru că altfel venim la biserică și, sau poate nu mai venim la acel soroc de 40 de zile, pentru că nu înțelegem sensul. Deci, revenind la acest moment al aducerii la templu, pruncul trebuia să fie răscumpărat pentru că Dumnezeu a salvat, repet, pe întâi născuți din familiile evreilor. Și acesta era sfințit Domnului. Acesta era binecuvântat mai întâi de Dumnezeu. Și nu întâmplător se spune un miel sau turturele sau porumbei. O să revenim și o să explicăm de ce aceste daruri trebuiau aduse. Dar ca să înțelegem lucrul acesta cu necurăția femeii după naștere, ar trebui să ne gândim în ce mod vin oamenii la existență în viața aceasta, în lumea aceasta. Și în ce mod a venit la existență Hristos ca să ne dăm seama că modul în care noi toți oamenii ne naștem este un mod nefiresc în raport cu modul în care Dumnezeu a vrut, l-a gândit dintr-un început pe om și a gândit dintr-un început ca să se mulțească neamul omenesc. Dumnezeu a dat poruncă oamenilor, primilor oameni, Adam și Eva, zice, creșteți și vă mulțiți înainte de cădere. Cu siguranță că Dumnezeu nu avea în minte atunci, nu avea în gând atunci că vor trebui oamenii să cadă, deși știa că vor cădea, dar nu avea în minte că vor trebui să cadă ca să se înmulțească. Deci ar fi trebuit să existe un alt mod de înmulțire decât cel care se întâmplă astăzi pe cale sexuală. Așadar, modul acesta al nostru, în raport cu ceea ce a gândit Dumnezeu, este numit necurăție. Necurăția, deci, a omului, a femeii, după naștere, nu este o necurăție ontologică, nu este prin fire, nu este creat omul cu această necurăție. Pentru că omul este toate, Dumnezeu zice, le-a făcut bune, foarte, curate. Deci omul este chemat să fie curat. Ci este o necurăție pedagogică, în sensul că noi trebuie să știm că suntem într-o stare nefirească, într-o stare căzută, adică. Și de aceea, pentru a răscumpăra acest lucru și pentru a păstra această conștiință, se cere o jertfă. Bineînțeles că jertfa aceea nu curăța femeia. Jertfa aceea era mult mai mică decât valoarea unui om. Nu se compară un miel cu un om.
E adevărat lucrul acesta. Dar Dumnezeu, de ce am spus că este o necurăție pedagogică, Dumnezeu a vrut să păstreze conștiința căderii, conștiința îndepărtării de firesc a omului. Și cine este cel care a dat legea? Cel care s-a arătat lui Moise pe Sinai. Zice Sfântul Atanasie cel Mare, este cuvântul lui Dumnezeu neîntrupat. Cel care a dat legea lui Moise, toate legile lui Moise, este cuvântul lui Dumnezeu neîntrupat. Prin cuvântul acesta, prin Fiul acesta neîntrupat, Tatăl cel Ceresc a dat legea lui Moise, toate legile, inclusiv aceasta de a aduce jertfă la 40 zile. Și iată că cel care a dat legea, cum auzim și în cântările de la strană, dătătorul legii, însuși s-a supus legii. Însuși a venit să împlinească această lege, el fiind adus la templu de către mama sa. Ce înseamnă că Hristos împlinește legea? Că spune la Ioan, n-am venit să stric, la Matei, n-am venit să stric legea, ci să o plinesc, să o desăvârșesc. Pentru a împlini legea, o desăvârși înseamnă a respecta întru totul prescripțiile legii și a merge dincolo de lege. A arăta de fapt că nu are nevoie de lege, dar legea nu este piedică, ci este un drum către o treaptă mai înaltă și către o înțelegere mai înaltă. Deci Hristos vine la templu adus de mama sa și după obiceiul legii, preotul este cel care trebuie să-l întâmpine, să-l ia pe prunc în brațe prima dată. Nu ne spune Sfânta Evanghelie, dar tradiția bisericii ne păstrează lucrul acesta, că preot atunci era preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Și după ce a primit darurile și spune că a adus Sfântul Evanghelist Luca, care relatează evenimentul, spune că a adus fie o pereche de turturele, fie doi pui de porumbei. Deci, ceea ce aduc familiile sărace, pentru că așa a fost familia în care a trăit Mântuitorul Hristos, dreptul Iosif și Fecioara Maria. Și după ce a primit acest dar de jertfă, de răscumpărare, spune Sfânta Tradiție că preotul Zaharia a așezat-o pe Fecioara Maria în rândul fecioarelor, la locul fecioarelor, pentru că în templu erau locuri destinate pentru fiecare categorie socială. Și Fecioara Maria, pentru că de acum este și mamă, ar fi trebuit, după gândirea tuturor iudeilor de atunci, să fie așezată, să stea până când se aduce această jertfă și este primit pruncul, să aștepte în locul mamelor, în locul femeilor căsătorite și care au născut. Dar ea a fost dusă de preotul Zaharia în rândul locul fecioarilor. Și de aceea s-au scandalizat iudeii și l-au omorât, cum zice în altă parte Evanghelia, l-au omorât pe preotul Zaharia între templu și altar. Pentru că s-au scandalizat de acest lucru. Preotul Zaharia, cu siguranță, în Duhul Sfânt, a știut taina Fecioarei, a înțeles taina Fecioarei. Așa cum a înțeles din clipa în care i s-a dezlegat limba despre fiul său, Ioan, a înțeles că fiul său va fi înainte mergătorul celui care avea să fie Mesia. Și că cel născut din Maria este Mesia. El a înțeles lucrul acesta. El a văzut în Duh și taina Fecioarei și pe Mântuitorul Hristos. Și iată cum se dezleagă, de fapt, sau cum se reașează lucrurile în firescul lor prin Mântuitorul Hristos. Căci Maica Domnului nu avea nevoie să fie curățită, pentru că ea nu a născut cum au născut toate celelalte mame. Ea nu a născut din poftă trupească, din plăcere trupească, nu a născut prin bărbat, ci de la Duhul Sfânt. Deci în totală curăție. De aceea și cel care se naște din ea,
este curat și nu trebuie să se aducă jertfă pentru el. Cum adică să fie răscumpărat Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu? Dar cu siguranță că aici este o taină mai mare. Așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că toate cele din Vechiul Testament țintesc, trimit către taina lui Hristos. Toate se dezleagă prin taina lui Hristos. Toate trebuie înțelese prin taina lui Hristos. Și care este această taina lui Hristos? Că toate s-au lucrat pentru venirea lui Hristos în lume. Pentru venirea lui Dumnezeu în lume. Mielul care trebuia adus este chipul mielului care urma să fie jertfit pentru păcatele lumii. Cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, iată mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Miel de un an, curat, fără prihană. Adică de un an înseamnă fragil, care nu a fost întinat cu nimic, curat, cum sunt copiii neprihăniți, fără nicio meteahnă, fără niciun păcat, adică, nici măcar cu păcatul strămoșesc, căci așa a fost Hristos, fără de păcatul strămoșesc. Sau, în familie mai sărace, o pereche de turturele, turtureaua care cântă, simbolul cântului plin de dragoste, plin de duioșie. Aceasta este turtureaua și perechea, familia. Da? Deci dragostea din familie, dragostea dintre curată dintre bărbat și femeie. Aceasta, la fel, trimite la Hristos, care spune că în Hristos nu mai este bărbat sau femeie. Adică nu mai este privire pătimașă, gând pătimaș între bărbat și femeie. Între cei curățiți, mă refer, de Hristos. Sau doi pui de porumbei, din nou porumbelul, vă aduceți aminte de cuvântul Mântuitorului, priviți la mine, da? Că eu sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Și zice că de nu veți să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbeii. El este porumbelul. El este blândețea întruchipată. Hristos Domnul. Deci, jertfa aceasta care trebuia adusă pentru cel răscumpărat, se aduce din nou acum, dar nu pentru Hristos, pentru că Hristos, pentru că El este curat, El nu are nevoie de răscumpărare, El de acum se face jertfă pentru toți. Din clipa în care Hristos este adus la templu, nu mai este nevoie de jertfă de răscumpărare pentru întâiul născut. De aceea, vedeți, mama care vine în biserică, în biserica creștină, nu aduce o jertfă de răscumpărare pentru fiul său, ci îi se citesc rugăciuni pentru curăție, pentru a păstra, adică, conștiința că noi ne naștem într-o stare pătimașă, necurată, dar în Hristos suntem curățiți, binecuvântați, și rugăciuni de binecuvântare a pruncului. Adică accentul cade pe bucuria care se întâmplă, pe bucuria nașterii. Și că în Hristos toate sunt curățite. Mergând mai departe pe firul evenimentului istoric, la templu Mântuitorul Hristos este întâmpinat de încă două persoane, de dreptul Simeon și de prorocița Ana. Două personaje, am putea spune, tainice și misterioase ale Scripturii. Unul dintre ele, dreptul Simeon, este cel care, potrivit tradiției bisericii, a participat la traducerea Vechiului Testament în limba greacă și lui a picat să traducă, printre altele, cartea profetului Isaia. Și acolo, când are profetul Isaia, la capitolul 7, versetul 14, profeția despre nașterea Mântuitorului din Fecioară, și dreptul Simeon, citind în limba ebraică, nu înțelege logica lucrurilor. Cum adică să se nască din Fecioară? Iată, Fecioară va lua în pântece, zice, și va naște fiul și vor pune numele lui Emanuel. Cum să ia Fecioara în pântece? Și s-a gândit că cei care au scris au înțeles greșit, ca și cum Duhul Sfânt l-a inspirat greșit, sau ei n-au fost destul de receptivi la lucrarea Duhului Sfânt, a inspirația Duhului Sfânt.
Și în limba greacă a scris prin femeie. A tradus femeie, nu fecioară. Noaptea, cineva venea și ștergea cuvântul femeie și scria fecioară. În două nopți s-a întâmplat lucrul acesta, a treia noapte a pândit să vadă ce se întâmplă și a văzut că îngerul Domnului venea și schimba cuvântul din femeie în fecioară. Și atunci i-a zis, nu vei muri, nu vei vedea moartea, până nu vei vedea pe cel care se va naște din fecioară și care este Mesia. Ca să vezi cu ochii tăi împlinirea acestei profeții. Și se spune că dreptul Simeon a trăit 262 de ani, aproximativ, până a venit Mântuitorul Hristos. Și spune în Scriptura, din îndemnul Duhului a venit la templu, pentru că în bătrânețea lui nu, abia se putea mișca. Duhul Sfânt i-a dat putere. Mădularul sare slăbănogite, îmbătrânite, să ajungă până la templu. Duhul Sfânt i-a întărit brațele ca să-L primească pe pruncul Iisus și să-L binecuvinteze, zice. Iată o altă imagine asupra căreia nu avem timp să insistăm, dar despre care am auzit în Apostolul de astăzi, când spune că dreptul Melchisedec, deci un alt drept din Vechiul Testament, l-a întâmpinat pe Avraam și l-a binecuvântat pe Avraam. Avraam, care avea să fie tată la multor popoare, Avraam din care avea să se nască Levi și care va da, Levi acesta va da seminția preoților din Vechiul Testament, a iudeilor. Însă Melchisedec îl binecuvântează pe Avraam, deci este mai mare decât Avraam. Un preot de o altă natură. Și aici, iată din nou o paralelă, dreptul Simeon îl binecuvintează pe pruncul Iisus. Pruncul Iisus care nu era din seminția leviților, cum zice la fel Mântuitorul, cu Sfântul Pavel, că era din seminția lui Iuda, de unde nu se ridicaseră preoți. Ceea ce ne trimite din nou la gândul că Hristos este Cel care întemeiază adevărata sau o nouă preoție de o altă categorie, plină de Duh, plină de Duhul Cel Sfânt. El însuși fiind Dumnezeu. El este preot și cel care sfințește pe preot. Și revenind la dreptul Simeon, îl întâmpină dreptul Simeon pe Mântuitorul Hristos și atunci când îl vede și îl recunoaște, repet, din îndemnul Duhului, din puterea, pentru că spune Evanghelia că era plin, bărbat drept, plin de Duhul Sfânt. Îl recunoaște în el pe Mesia. Pruncul acela care, iată, s-a născut din fecioară. Și rostește acea minunată rugăciune care s-a păstrat în cultul bisericii, la fiecare vecernie, după fiecare împărtășire, spunem acea rugăciune, acum liberează, sobozește pe robul tău, Stăpâne, căci a văzut ochii mei mântuirea ta, pe care gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Vă dați seama ce bucurie era pe dreptul Simeon când se întâlnește cu pruncul Iisus, cu Dumnezeu întrupat. Dumnezeu caută prin toate mijloacele ca să fie văzut de om. Și în pruncul Iisus, Dumnezeu se lasă văzut de om în chip omenesc. Că zice, îi zice lui Moise pe Sinai, nu poate cineva să vadă fața mea să fie viu. Dar iată, Dumnezeu se coboară, se smerește, se îmbracă în haină omenească pentru ca omul să nu moară când vede fața lui Dumnezeu. Și dreptul Simeon vede fața lui Dumnezeu, pruncul acesta. De aceea acum eliberează-mă din trupul acesta. Cum să nu spună dreptul Simeon lucrul acesta? Cum să nu roage pe Mântuitorul Hristos lucrul acesta? Ne dăm seama că, într-adevăr, dreptul Simeon a recunoscut în pruncul Iisus pe Dumnezeu, căci n-ai cum să-i spui altcuiva decât lui Dumnezeu să te libereze din viața aceasta. Cine este Domnul vieții? Cine poate să-ți ia sufletul decât Dumnezeu? Și firească era rugăciunea lui. Când știi că ești într-un oraș plin de patimi, plin de răutăți, sau într-o lume mizerabilă din cauza păcatelor, cum să nu vrei să mergi în altă lume? Cum să nu vrei să mergi în alt oraș, într-o altă localitate? Unde este pace, unde este bucurie, unde este dreptate,
Unde este dragoste? Cum să nu vrei să pleci acolo? Cu atât mai mult când știm că patria noastră este cea cerească, nu este aceasta. Că împărăția lui Dumnezeu nu este aici, ci este în altă parte. Cum să nu vrei să fii eliberat? Dacă cineva care l-ar cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, l-ar vedea în inima sa pe Dumnezeu, cu inimă plină de dragoste, cum a fost dreptul Simeon, plină de răbdare și de așteptare, dacă l-ar cunoaște și ar spune, Doamne, vreau să mă eliberez, să mă iei la Tine. Cum spunea și Sfântul Pavel, ar vrea mai mult să plec de lumea aceasta, dar totuși pentru voi mai rămân. Dacă cineva ar spune lucrul acesta în public astăzi, cu siguranță că ar fi considerat un pic deplasat, dacă nu chiar nebun. Cum să vrei să pleci din lumea aceasta, să mori? Dar nu din cauza deznădejdei, nu ca cei care ieșeau viața singuri, ci ca cei care vor să fie eliberați de Dumnezeu, trași de Dumnezeu la El, din prea mare dragoste. Așa a fost dreptul Simeon. Și i-a împlinit Dumnezeu rugămintea, pentru că în clipa aceea s-a despărțit sufletul său de trup. Și a plecat în lumea aceasta. E adevărat, porțile raiului nu erau deschise încă. Dar dreptul Simeon a fost primul care s-a dus în iad pentru a vesti izbăvirea lumii, izbăvirea oamenilor. Pentru a vesti că, iată, toate profețiile și-au găsit acum împlinirea. Deja sunt împlinite. Mesia așteptat de toți iudeii este în lume, este venit. L-am ținut în brațe, zice. A mers ca și cum Dumnezeu l-a eliberat de lumea aceasta, a spunut ca și cum mergi la Adam și la Eva și spune-le că nu vor mai avea mult de așteptat pentru că le-a venit izbăvirea. Să nu se mai intereseze, să se bucure. Și toți cei care așteptau acolo. Și mai spune un părinte frumos că știa Simeon că în bătrânețile sale sunt piedică în a vesti la toți bucuria aceasta a mântuirii. Și știa în Duhul, știa că vor fi uciși pruncii peste cât puțin timp. Vor fi uciși pruncii aceia de către Irod și pruncii vor merge și ei în ea să vestească venirea lui Mesia. Și vrea să meargă el primul, ca să le spună tuturor, el, cel din tâi, care a așteptat peste 250 de ani, cum să nu vrea să fie primul ca să ducă vestea, Evanghelia, de fapt, în iad. Iată de ce a împlinit Dumnezeu rugăciunea. Iar a doua persoană care l-a întâmpinat pe Mântuitorul Hristos și pe Fecioara Maria a fost prorocița Ana, de 86 de ani, în vârstă de 86 de ani, care trăise cu bărbatul ei doar 7 ani și apoi și-a păstrat văduvia până la vârstă înaintată și care stătea, zice, ziua și noaptea în templu, lăudând pe Dumnezeu. Iată cine îl întâmpină pe Hristos. Cei care așteaptă cu răbdare, cei care așteaptă cu credință, cei care l-așteaptă cu dragoste. Numai așa Dumnezeu poate fi întâmpinat. Numai așa Dumnezeu poate fi recunoscut cu adevărat ca Dumnezeu. Noi, venind în biserică, în biserica Domnului, oare nu vom căuta să ne asemănăm dreptului Simeon și prorociței Ana? Nu vom căuta și noi să fim cu răbdare până când vom vedea mântuirea lui Israel, adică acel care l-au văzut pe Dumnezeu, căci așa se traduce Israel, cel care l-a văzut pe Dumnezeu. Nu vom aștepta și noi până când se deschid ochii sufletului nostru ca să-L vedem cu adevărat pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, acum liberează pe robul Tău. Adică, acum nu mă mai lăsa să trăiesc după patimile și poftele și gândurile și temerile lumii acesteia, ci eliberează-mă. Și apostolii l-au văzut pe Hristos. N-au murit pe loc ca dreptul Simeon, pentru că el avea altă rânduială, dreptul Simeon. Dar din clipa în care l-au cunoscut pe Hristos ca Mesia și l-au urmat, toți apostolii, toți ucenicii, toți sfinții, toți creștinii, din clipa aceea au murit față de lumea aceasta, față de păcat. Dacă în noi încă se lucrează păcatul, să știm că încă nu l-am văzut pe Dumnezeu cu adevărat. Dar suntem în așteptare. Prezența noastră în biserică este semnul așteptării noastre. Este acea puțină credință despre care spune Hristos, Mântuitorul, de veți avea puțină credință, veți muta și munții.
E acea puțină credință, care oricât de mult ar crește în lumea aceasta, tot puțină rămâne în raport cu ceea ce este Dumnezeu, de fapt, și cu realitățile care sunt în lumea veacului viitor. Deci așa putem întâmpina și noi, cu inimă iubitoare, cu o inimă plină de nădejde, plină de răbdare și plină de credință. Cu credință, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste, spune, să vă apropiați. De cine? De Hristos. Căci cel care se află, căci în potirul care ne este înfățișat, se află Hristos. Și venim la El, așa cum a venit dreptul Simeon. Venim, de data aceasta, să se întâmple un lucru invers. Nu să-L primim noi în brațe, ci să fim primiți de Dumnezeu în viața Lui. Și să facem un lucru, un gest, am putea spune, chiar mai mare decât l-a făcut dreptul Simeon. El a primit în brațe pe Mântuitorul Hristos, noi îl primim în trupurile noastre, în interiorul nostru și în sufletele noastre, mult mai intim. Iată ce mare taină se întâmplă în biserică. Iată de ce este atât de mare praznicul acesta, despre care, din păcate, prea puțini au știință, prea puțini îl iau în considerare cu adevărat. Mare praznic al întâmpinării Domnului. Cum vom putea fi întâmpinați de Dumnezeu cu brațele deschise la porțile împărăției sale, dacă noi n-am venit să-L întâmpinăm în viața aceasta de fiecare dată când am fost invitați, când am fost chemați? Acestea sunt praznicile, acestea sunt sărbătorile, invitații ale lui Dumnezeu. Lui fie slava în veci. Amin.